Salutare, Marinarilor, și bine v-am regăsit la o nouă aventură pe canalul meu de YouTube. Marinarilor, suntem pe malul Dunării, vrem să facem o drumeție puțin mai lungă. Mergem în Avav vreo 20 de kilometri și încercăm să luăm tot malul la spinning. Sunt împreună cu Sebi, deja a început să-l caute pe domnul Avat și pe domnul Șalău. Cam astea o să fie speciile țintă. Mi-aș dori mult să prind și un somn. Am un teaser acolo, o să pun niște râmă neagră. Nu am clonc. Am să imit zgomotul clonkului cu padela. Nu cred că am șanse, dar de ce să nu încercăm? Tot bate atât drum până la locul de campare. Haideți să vedem dacă reușim să prindem un pește în aventura asta, pentru că o să fie o aventură. O să rămânem și peste noapte cu cortul. Gata, ne-am pus în mișcare. Sunt 20 ceva de kilometri pe care trebuie să-i parcurgem. Și o să ne oprim în foarte multe locuri. Am încercat să las un wobbler în spate la trenă cât mergem în aval. Nu avem nicio șansă. Plin de vegetație. L-am scos după 5 minute plin cu iarbă. Abandonăm misiunea de trenă la Dunăre. mergem în altă zonă. Ultima oară am fost chiar aici, unde se bifurcă Dunărea. Toată zona aia de acolo am bătut-o, dar avatul l-am prins pe malul drept. Acolo avem foarte mulți pelicani și data trecută tot în zona aia acolo erau. E un fel de plajă acolo, o să încercăm să nu-i deranjăm, să mergem puțin mai în larg. Probleme tehnice, am luat foarte multă apă, nu știu pe unde iau apă. Am multă apă în caiac, s-a spart caiacul. Da, nasol, geaca e ud, absolut tot în spate e ud. Am scos foarte multă apă din el și încă am foarte multă apă. Cred că iau în permanență apă și drumul e foarte lung. Am de mers vreo 20 ceva de kilometri. N-am făcut nici 10 minute și totuși am o grămadă de apă la bord. Sper să nu anulăm misiunea. Avem o zonă foarte bună aici în față. Am tras puțin la mal să vedem unde este problema, de ce intră apă în caiac. I-am găsit o spărtură destul de mare pe fundul caiacului. Asta e, continuăm aventura. I-am făcut un mic foraj și cu el o să scot apa în permanență din caiac. Avem o insulă în față aici. Încercăm puțin. Deocamdată niciun atac. Trecem pe cealaltă parte a Dunării, avem apă mai adâncă, în partea dreaptă este doar plajă, doar nisip. Nici o mișcare deocamdată. Suntem în urmă cu pedalatul. Mai avem 3 sferturi de drum. Cred că o să se întunece și noi nu o să ajungem la locul de campare. Problema e că eu în continuare iau apă. Cam așa stă apă la picioarele mele. Scoatem apă. Sau ne scufundăm aici în mijlocul Dunării. Destul de mare spărtura. Nu vă lăsați înșelați de
ținuta pe care o am. Nu este vară, suntem în octombrie, doar că avem parte de o zi foarte călduroasă, avem 22 de grade, soare. Și putem să stăm asta până o să dispară soarele, cum o să dispară soarele, cum o să ne punem gecile pe noi. Foarte multă apă, foarte multă apă. Sebi a prins primul aval. Bravo, Sebi! După ce că am eu apă în barcă în continuu, mai e și apa mică aici și vom. Cam atât este apa. Are 20 cm. Suntem destul de departe de mal, dar este foarte mică, foarte, foarte mică apa. Da, din nefericire înaintez foarte greu, nu se mai pune problema să mai dau la pește. Am prins o porțiune de Dunăre de vreo 4-5 km în care nu se mișcă absolut deloc, parcă aș fi pe un lac. Am dat în continuu la vâsle, m-a rupt, sunt terminat și mai am, cred că vreo 7 km până la locul de campare. Aș fi vrut să mă prind ora 7 cu apusul pe lângă mal, pe aici, ca să pot să încerc la avat. Dar deocamdată trebuie să recuperez timpul, pentru că sunt foarte în întârziere. E greu, pentru că am picioarele în apă, deci nu mai am deloc portanță cu caiacul. În loc să fie drept pe fund, el are o bucată care vine foarte în jos, ca și cum ar avea un derivor, numai că e de-a latul caiacului, nu e de-a lungul caiacului. Și nu, pur și simplu, nu înaintez, e foarte greu. În continuu trebuie să scot apă. Asta e. Parcă aud melodia aia din Titanic. Îmi cânt așa la ureche. Și eu mă scufund încet aici. Mai avem. Haideți că cred că într-o oră jumate, două, ar trebui să ajungem. Da, ca să fie treaba amuzantă, după ce am eu o grămadă de apă la bord, a luat și Sebi o grămadă de apă, așa că e foarte important să fiți doi în astfel de drumeție, în astfel de situații, pentru că dacă vi se sparge la amândoi caiacul, măcar nu muriți singur. Da, mai glumim și noi ce să facem. Dar unul dintre noi trebuie să reziste cel puțin la caiac, ce mă refer, nu la noi. Dacă se duce al lui, vine la mine, sau invers. Dar văd că și al lui a luat apă. Eu nu mai zic. În continuare, scot apă. Dar data trecută eram supărat, zic, bă, mi s-a spart podeaua, zic, foarte nasol, foarte greu să merge. Cum? În momentul în care noi luăm apă, tu faci vlog. Da, eu fac vlog. Noi ne scufundăm amândoi și eu fac vlog. Dar a trecut de când am fost pe Dunăre, aveam podeaua spartă și zic, băi, foarte nasol să mergi cu podeaua spartă. Dar n-am știut că se poate și mai rău. Nu numai că am podeaua spartă, am și fundul spart, acum intră și apă. Pauză, am obosit. Da, în sfârșit, după lupte grele, am prins primul șalău, foarte mic, îl eliberăm. De asta săream continuu aici obletele din apă. Fugi, ești mic, fugi, cheamă-i pe părinții tăi. Da, sar în continuu în fața aici obleții, eu încă n-am ajuns, s-a întunecat. Hai să vedem, poate mai am vreun atac acum înainte să se întunece.
Da, s-a întunecat, încă nu am ajuns și încă scot apă din caiac. Noroc cu șalăul ăsta mic, că mi-am spălat rușinea. Sperăm să mai vedem unde este locul de campare, să-l mai găsim, că dacă nu, o să o noptăm așa pe marginea Dunării. Geaca este udă pentru că mi-a intrat apă în caiac. Sunt în bermunde. Sunt cam trist. Dar nu fac griji. Nu o să mor de frig. Of, mai am o grămadă de apă de scos și îmi vine valul pentru că a trecut o barjă. Trebuie să mă pun cu proba în val. Of, așa. Se vede foarte frumos în spatele meu. Dar mai avem de pedalat. Încă n-am ajuns, mai avem ceva până la locul de campare. Fac lumină cu telefonul. E beznă, nu se mai vede absolut nimic. O să mai încercăm puțin la șalou. M-am întâlnit iar cu Sebi, îl pierdusem vreo 20-30 de minute. Încă suntem pe apă. Am băgat un wobbler mai mare și încercăm să prindem un șalou mai frumos, pentru că acum noaptea s-a activat șalouul și poate mâncăm ceva. Oricum a prins Sebi doi avați. Eu l-am eliberat pe ăla pentru că era mic. Avem ce mânca oricum. Se vede lumina de la capătul tunelului. Acolo unde este lumina, aia trebuie să ajungem. Mai avem puțin. În sfârșit am ajuns. Ridicăm unul dintre caia și îl punem sus pe mal. Mai este și al meu, aici este plin cu apă. N-am mai scos apa de când s-a întunecat. Ne așteptam un foc de mini tabără, ca să știm unde trebuie să ajungem. Foarte grea domeția, și asta pentru că am avut căia cu spart. Dacă n-aș fi avut căia cu spart, era un traseu foarte ușor. Sebi pur și simplu zbura pe lângă mine. Eu mă deplasam foarte, foarte încet. Wow, m-am invadat în țari. Trebuie să sting lumina. Asta este captura noastră, doi avați. Eu am avut un șalău și cum ar trebui să zicem, cu un șalău te simți cam rău. Cu doi avați suntem salvați. Bună dimineața! Îți place caiacul meu? Eu vreau să te plic cu barca unul. Vă iau cu mine. Ce faceți, mă? Gașca ham. Ce faci, mă, frumosule? Gata, oprim pescuitul, am dat mai bine de 2 ore în continuu. Nu mișcă absolut deloc în zona asta de Dunăre. Nici nu sare, nici pește nu e. Strângem caiacele și schimbăm locul. Mergem înapoi spre zona aia Păcuiul Soare. Poate prindem acolo ceva. Ne-am întors într-un loc unde am fost ieri cu caiacul. Aici am avut câteva atacuri și a sărit și foarte mult pește. Frumoasă, frumoasă zona. O să încercăm câteva ore aici, să vedem dacă reușim să prindem un răpitor. Dacă avem loc, o să dăm și la feeder.
pregătim și două lansete la feeder. Sebi, ce punem în cârlig? O să punem viermoși, avem aici viermoși, viermi. Așa, și vom pune și pop-up-uri. O să încercăm niște dumbbells-uri, minis-uri de usturoi, care arată cam așa. Sunt echilibrate, critic echilibrate. Și vom folosi și special fruit-ul de la CPK. Costi, am avut rezultate cu ulea roșie, mai ții minte și cu ulea move? Da, da, da. Am prins caras frumos la ele. Morunaș frumos. Escobar? Escobar, Escobar, da, Pablo, da, da. Pablo. Pablo Escobar, corect. Îl vom încerca pe toate fronturile. Nu va avea nicio șansă. Da. Nu știu dacă e oblete sau e avat, nu știu. Abar n-am. Oricum, adică a mușcat, uite că e luat ca lumea, nu-i la japcă. Băi, șoarecule, băi, bă, fugi, mă, amarule. Trebuie să stai de vorbă cu el, nu? Da. Și uite-mă cum vin și eu atacă, mă, șoareci ăștia mici, mă. Fiind mică lingurița. L-am luat aici pe cumătru, mic de tot, mic de tot, foarte mici avații. Fugi! Ce trage de ea, vin până aici. Vin și eu câtele alea mici până aici în față. Și aici în față trag de ea. O urmăresc până în mal. Încă un avat mic, foarte mulți mici în zonă, foarte, foarte mulți. Șoarecule, fugi, mă. Ne mai distrăm puțin și pe mult să băgăm un rucă mai mare. Poate reușim să scoatem unul mai frumos cel. Marinailor, am tot încercat, cred că am făcut sute de aruncări. Sunt în apă până la genunchi. Cred că oprim partea de spinning, pur și simplu sunt doar avați mici. Am tot încercat, nicio șansă. Pește sare în continuu pe lângă noi. Am schimbat năluca pentru că cu lingurița aia rotativă am luat doar avați mici. Am băgat un salmo. Și am încercat să prind un abat mai măricel. Așa încheiem aventura. Cred că o să plecăm acasă. Trebuia să mai stăm. În program era să mai stăm câteva ore, dar nu trage absolut deloc. La feeder nu am avut nicio șansă. Este plin de iarbă în zona aia. Pur și simplu de fiecare dată când o scoteam plină de iarbă. Marinailor, au fost două zile foarte frumoase. Ieri am petrecut-o doar în caiac. Aventură curată. Am avut și caiacul spart. Noaptea nu mai știam dacă ajungem, când ajungem. Frumoasă aventura. Trebuie să o mai repetăm. Oricum, sper că v-a plăcut aventura. N-am prins mult pește, dar a fost frumos. Două zile foarte frumoase. V-am salutat. Aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare.